Bun găsit, dragi prieteni! Parcă ne-am mai înviorat după melodia asta, cu adevărat melodie. Astăzi, așa cum vă amenințam încă de ora trecută, vorbim despre un eveniment ce se va întâmpla la Piatra Neamț și anume tânărul din Petrodava. Mai multe o să aflăm de la invitatele mele de astăzi, Gina Țapu și Maria Sarsaniuc. Așa, vă mulțumesc tare mult că ați venit azi la emisiune. Nu le-ați mai văzut până acum. Eu cred că merită să rămâneți, să vedeți ce preocupări interesante au tinerii din Piatra Neamț. Hai să începem despre, în primul rând, această manifestare este organizată de Asociația Tineretului Ortodox Român, filiala Piatra Neamț. Adică ATOR, cunoscută, da? ATOR. În colaborare, văd aici, cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu Protopopiatul Piatra Neamț. Am înțeles. Voi sunteți? Voluntare în acest proiect, un proiect despre care chiar vă rog să-mi povestiți, să aflăm și noi ce va fi și cum va fi. Și când va fi. Tabăra tânărilor din Petrodava a ajuns la ediția a treia, de data aceasta cu tema Tinerii de astăzi punte între veacuri de credință ortodoxă și neam românesc. Avem câteva fotografii din precedentele voastre. Ați participat la toate? Ați fost voluntar la toate? Nu, doar la ediția trecută. Doar la ediția trecută. De 2016. Am înțeles. Trebuie să spunem că Gina este studentă în Iași și Maria? Elev în clasa 12. Viitoare, așteptam să zic viitoare studentă în Iași. Este elev în clasa 12. Așa, și acum nu vă mai întrerup. Vă rog, deci suntem la a treia ediție și hai, Gabi, să vedem câteva fotografii, o să le vedem imediat. Tânărul din Petrodava. Ce reprezintă acest, ce se vrea acest eveniment major? Păi vrem să strângem la Piatra Neamț 450 de tineri din Moldova, dar și din toate zonele de pe lângă ea și să le oferim timp de 3 zile un program mai aparte, cu diferite activități prin care să-i antrenăm, să ajungă să se cunoască, să afle mai multe lucruri despre istoria țării noastre, legat de Marea Unire mai ales, pentru că se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Tineri din ce categorie? Adică cum îi aduce sau pe ce? Copiii sunt ca și vârstă între 12 ani și 30 de ani. Și 30 de ani? Eu credeam că de vin liceu. Și adulți. Da. Da. Și cum îi luați legătura cu ei? Sau cum îi selectați? Cum îi aduceți? S-au făcut anumite invitații pentru celelalte filiale ATOR, deoarece ATOR-ul are mai multe ramuri și ASCOR, dar și parohiile de la noi din județ, deoarece este tânărul din Petrodava, aici în Perla Neamțului. Am înțeles. Cât timp ați lucrat? Sau cum s-a desfășurat? De lucru cu oarecum ne-am apucat la sfârșitul anului școlar trecut. Am vrut să o luăm din timp și să fim bine pregătiți. Deci ați lucrat ca la cerbul de aur, să spun așa, ca la marile. Deci iată imagini din anii trecuți, poate mulți rămâne surprins, dar s-au întâmplat în Piatra Neamț evenimente care, din păcate, nu au fost mediatizate sau nu au fost, cunoscute la adevărata valoare. Pe nedrept, aș spune eu. Iată aici seara o horă în centrul orașului. Și văd că manifestarea asta se întinde pe mai multe Avem un program foarte bine stabilit. Hai, Gina, curaj! Se va desfășura tabăra între 21 și 23 septembrie. Vineri, în jurul orei 6, vor veni participanții și tabăra se va încheia duminică după ora 12. Bă, oricum, 400 de invitați să-i cazezi, să-i ai grijă de ei, să le... 450 spre 500. Spre 500, da? În anii trecuți 500 sau mai mulți au fost. Pentru cei din afara localității ne-am ocupat de cazare în parohiile din jur, din oraș. Deci cu cazarea împreună cu parohiile. Da. Cazarea nu o plătesc copiii.
Și cei din oraș nu au nevoie de cazare, bineînțeles. Dorm la ei acasă, am înțeles. Și văd că sunt diferite locații, sunt în diferite locații unde participă la fel de evenimente, ba la sală, ba la mese, ba la muzică, ba la sport, ba la... Totul se desfășoară la sala polivalentă din Piatra Neamț, cele mai multe activități, dar o să avem și un marș al tinereții prin centrul municipiului, până pe platoul Curții Domnești. Și seara acolo le vom oferi un spectacol susținut de interpreta Viorica Macovei. Anul acesta vrem să fie ceva mai special, deoarece de asta am abordat și tema tinerii de astăzi, Sfânt între veacuri de credință ortodoxă și neapromânesc. Mai încet un pic, mai rar, de fapt, nu mai încet. Tinerii de astăzi, punte între veacuri de credință ortodoxă și neam românesc. Am înțeles. Punte între... Da. Veacuri de credință. Vedeți cât... Dar voi vă dați seama așa cât de greu să mai mărturisești că ești creștin, că ești ortodox în ziua de astăzi? Iată câteva fotografii grăitoare, Gabi. Cum e? Pentru noi... Sau nu vi se pare greu, deocamdată? Nu este greu, adică odată ce îți găsești prieteni, ce găsești persoane de aceeași credință cu tine și vă strângeți la un loc, e ca o familie. Nu te simți singur. N-ar de ce să-ți mai fie frică. În cele 3 zile ale evenimentului, tinerii vor participa la sesiuni de lucru, unde vor învăța să lucreze în echipă, dar vor afla și informații despre Făuritorii Mare Uniri. N-are nimic legătură cu religia, cu credința, cu... Voi aduceți tinerii să-i, nu știu, să, cu care să discutați despre fel de fel de lucruri din afara religiei? Nu neapărat. Proiectul se află sub straja bisericii, deoarece este cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Și de aceea, va veni și dânsul da, aici? Da, va veni a doua zi. Sâmbătă, vom avea Sfânta Liturghie la Biserica din 1 mai, Nașterea Maicii Domnului, unde vor participa cei 400 de tineri, dar și persoane, cred că, din oraș. Afară, cumva, nu? Nu, este în biserică. Da? Da, biserica este destul de încăpătoare. Aha. Am înțeles. Și hai să vedem programul, dacă tot ați atins problema asta cu programul. În prima zi, participanții sunt așteptați între ora 5 și 6 după amiaza. Vom avea un cuvânt de bun venit susținut de Părintele Nicodim Petre. Vom avea și Paraclisul Maicii Domnului. Care este și el nator? Este un ascoriaș, atunci ascoriaș, părinte conferențiar. Vom avea Paraclisul Maicii Domnului cântat de tineri. Prima sesiune cu activități de team building și de cunoaștere. Iar a doua zi vom avea... Prima sesiune tot vine, nu? Nu, da, este tot vineri. Tot vineri, da. În a doua zi avem 2 sesiuni. Vom avea și o conferință susținută de Părintele Conferențiar Nicodim Petre, din nou, pe tema taberei. Mă iertați că am scăpat sunetul de sub control. Da. Avem și un film, Gabi. Deci între 16 și 18 septembrie. Asta a fost anul trecut, nu? Da, da. Anul acesta este 21, 22, 23 septembrie. Am înțeles. Te-am întrerupt, Maria. Nici problemă. Vom avea după conferință întrecerile sportive, fotbal, tenis, volei, tenis de masă și șah. Vom avea mult așteptatul marș al tinereții prin centrul municipiului. Dar de ce spui mult așteptatul? Pentru că cel puțin mie mi-a plăcut cel mai mult din ediția trecută. Vom avea torțe, steaguri, vom cânta imnul României. Seara, da, prin centrul municipiului. Și pe platoul Curții Domnești, acolo unde o să ajungem, vom avea un spectacol dedicat centenarului cu participarea, cum a zis și Gina, îndrăgitei interprete de muzică populară, Viorica Macovei. Dar și a ansamblului Florile Tarcăului. Florile Tarcăului, da? Aud pentru prima oară de ansamblul ăsta. Este din Piatra Neamț. Nu din Tarcău? Da, dar adică fac parte din județul. Am înțeles, din județul. Și de fapt și Viorica Macovei, am putea spune că de acum este
din Piatra Neamț. S-a căsătorit aici cu un... În fine. Deci, cu alte cuvinte, este o manifestare destul de complexă. Adică, ca să le dai ocupație la 450-500 de tineri, adică toți să fie implicați în proiectul ăsta, e destul de complicat. Vor mai fi și alte, pentru că e, cum să spun, în oraș la noi mai puțin e chestia asta cu conferințele. În orașele mari și în special orașele studențești, universitare, ele merg mult mai bine. În afară de părintele Nicodim, va mai fi și altcineva implicat în... conferențiere, să spunem așa? Nu, doar el va fi invitatul special al evenimentului nostru. Pentru că, iată, sunt, știți și voi, sunt niște nume din acest domeniu care pur și simplu umplu sările. Doar dacă ne gândim la părintele Constantin Necula, care a venit în Piatra Neamț acum vreo 2 ani, parcă 2 ani sunt, n-aș vrea să greșesc, și a venit și în Târgu Neamț, pur și simplu a umplut sălile. Foarte mulți oameni vin să asculte. De ce credeți voi că vin? Și apropo, dacă port și alții din afară să intre la aceste conferințe? Nu știi... Păi, în cadrul evenimentului pot participa la această conferință, deoarece se organizează la sala Cinema Dacia. Aha. Și intrarea este liberă. Noi am mai avut, Ator Piatra Neamț am mai organizat conferințe în anii trecuți la sala Calistrat Hoca, așa, Consiliul Județean Neamț. Și tot la fel, intrarea a fost liberă. Cu cine? Ce invitați? Maica Siluana a fost, părintele profesor Mihoc Vasile și părintele Hristostom Rădășan, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Hristostom? Rădășanu. Am înțeles, da. Din păcate, repet, nu prea sunt ele mediatizate și de asta am vrea ca lucrurile acestea să fie prezentate, pentru că, iată, vin tineri, vin îmbrăcați în costume populare românești și vorba aia, vin tinerii care sunt atrași de biserică. Dumneavoastră i-ați adus pe cei care au așa legătură cu biserica, cu credința, cu ortodoxia, cu... Nu neapărat. Vrem să-i apropiem pe tineri de biserică, chiar dacă unii cunosc multe lucruri deja despre credință, și vrem să le arătăm o parte frumoasă a bisericii. Adică nu că ar fi una... Că ar fi și una urâtă? Da. Dar uite, tineri care, iată, fac și ei lucruri normale pentru vârsta lor, se zbenguie, râd, tineri frumoși, tineri care, spuneam eu aici ora trecută, din păcate, n-or să rămână în România. Voi ce vedeți? Cum vedeți, așa ca o paranteză la lumea noastră? Cum vedeți lucrurile din jurul nostru? Că s-ar putea rezolva? Că fără îndoială, păi totul depinde de voi, noi, urmați nu? La rând și țara asta o să vă fie predată vouă, pe umerii voștri. Nouă ne este foarte greu să schimbăm lucrurile în țara asta. Eu zic că mai întâi să ne schimbăm pe noi înșine. Și dacă noi ne facem treaba în dreptul nostru, este foarte bine. Dacă toți cei din jurul nostru ar proceda la fel, tot lucrurile ar fi foarte bune. Asta e adevărat. Dacă toți cei din jurul nostru s-ar schimba, și s-ar schimba în bine, nu în rău, lucrurile ar merge cu totul și cu totul. Oameni veseli, mă uit la fotografiile acestea și văd oameni veseli, oameni bucuroși, oameni, mă, credința și bucuria asta în Dumnezeu, de care și eu spun și probabil mulți spun, lasă, domnule, că numai Dumnezeu, nu vezi că numai ne salvează nimeni în țara asta. Vedeți bucuria asta ce parcă te face altfel. Oameni veseli, oameni care, iată, tineri care se bucură. Și vor fi tineri din toată țara, din județul Neamț și județul Iași, în mod Iași, special. Da. Și din celelalte filiale. Metropolia Moldovei și Bucovinei, într-un cuvânt. Înțeles.
Voi colaborați? Țineți legătura? Cu filialele? Da, suntem din o familie mare. Da? Da, cum funcționează ATOR-ul ăsta în România? Păi în România nu știu să vă spun, dar vă putem spune cum funcționează la Piatra Neamț. Cum funcționează la Piatra Neamț? A fost înființat în 2010, pe 22 aprilie. Deci s-a început cu tineri, cu foarte puțini tineri. Majoritatea adică, voluntari. Da, da, păi sau toți este o asociație de voluntariat. Voluntariat. Și pe parcursul anilor s-au desfășurat mai multe activități. De exemplu, de 8 martie se merge prin spitale, de 1 iunie se merge prin centre de plasament cu daruri la copii, de Crăciun se organizează concert de colindări la noi în Piatra și participăm și noi și mai mergem cu colindări la diferite centre, de exemplu Centrul Social Pietricica. Am organizat și două concursuri, concursul din Noul Testament și... Concursul de cunoștințe, nu? Sau cum? Da. De cunoștințe din... Și cu un concurs de șah, de asemenea o competiție. Am văzut fotografii aici. Din afara taberei sunt aceste concursuri. În cadrul taberei vom avea, după cum spunea Maria, campionate de șah, de fotbal, de tenis de masă și de volei. Și de asemenea vom avea și un concurs de scriere de articole. Cu tema despre valorile care une spunea. Aveți o publicație sau articolele astea vor fi puse pe internet, nu? Da, sau? Da. Vor apărea pe site-ul Doxologia. Aha. Foarte interesant, iată fotografii cu tineri, parohia Hărpănești. Foarte multe parohii și multe filiale. Da? Da. Dar sunt și... uite, părintele... Iustin Rotaru de la... Parohia Hârtop. Parohia Hârtop. El este și el acolo cu voi în ator, se implică și el, numai că vorbește atât de... repede, încât nu prea am timp să-l... Iată ce frumos stau aici. Aha, ce spuneați voi cu flăcări, cu... Cu torțele, cu torțele, da. Aici am încercat să facem, să rămână o imagine vizuală a acestui eveniment, de aceea am scris ator din oameni. Și din dronă a putut fi filmare pozat. Filmare din dronă, da. Foarte frumos. Și toți sunt voluntari, toți sunt membrii ator din... Voi cum v-ați înscris în ator? Pur și simplu am venit și la un moment dat am fost trecute... Te cunoșteai cu cineva sau ai auzit întâmplător sau ai găsit pe Facebook? Poate. Nu toți au intrat așa în ator și cunoscând pe cineva. Dar acolo ne cunoaștem și ne înțelegem foarte bine. Suntem toți prieteni. Sunt convins că măcar aici să vă înțelegeți bine în, eu știu, sub lumina credinței și a... Aici unde sunteți? Aici, a doua zi, Sfânta Liturghie, la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul. A treia zi, mă iertați. Și în această dată acolo va fi oficiată, a treia zi a evenimentului, duminică, Sfânta Liturghie. Am înțeles. Foarte mulți tineri și asta înseamnă că o să-i ținem pe tineri ăștia sub lumina credinței, pentru că numai credința asta mai salvează, nu știu, țara asta. Voi cum o vedeți? Tu fiind în Iași, nu te-ai înscris da, în... Da, deocamdată anul acesta am intrat ca și student. Ai intrat student? Da, da. Și nu vei merge la ASCOR? Posibil. Nu știu încă. Ce ai învățat tu în anii ăștia? Și tu, Maria, și tu, Gina, în anii ăștia de voluntariat? Păi eu am descoperit o altă parte a mea, am învățat să comunic cu oamenii și cel mai mult am învățat să dăruiesc din timpul meu, dar și din dragostea mea, într-un cuvânt. Pentru că ca și voluntar, trebuie să fii activ și să te dăruiești, pentru că intri în contact cu oamenii și... Pot spune că Gina a fost un voluntar de bază, adică l-a ajutat foarte mult pe părintele atâtea ori. Părintele Rotaru? Nu, coordonatorul proiectului nostru este părintele Nicolae Nicău. Părintele Nicolae Nicău, da. Este nepotul pusnicului Nicău, pe care mulți l-ați vizitat, poate, până acum un an de zile. Da. Și cu el ați făcut toată... Da, și cu ajutorul părintelui Iustin. Deci ei doi sunt coordonatorii și am înțeles. Uh,
nu-ți ia din timp sau ți-ai fi dorit, eu știu, să te înscrii în alte forme sau să faci alte... Întreb asta toți voluntari, pentru că am descoperit și în ultimul timp și descoper foarte mulți timp, în ultimul timp foarte mulți oameni tineri ca voi, mai puțin tineri, chiar și pensionari care își dedică mult timp voluntariatului, în fel de forme. Voi la ATOR, alții la SCOR. Vă spun asta ca o exclusivitate. Cunosc câțiva tineri așa care, la fel ca și voi, cu altă trăire, care vor să înființeze ASCOR. V-am întrebat înainte de emisiune, dar n-am mai avut timp să vorbim. Și vor să înființeze ASCOR la Piatra Neamț. Caută fel de oameni. Caută, nu se pot hotărâ. Nu se pot așa. Nu știu cu cine să lucreze, cu ce părinte, cu cine. Vedeți, sunt copii, dar trebuie atrași, trebuie aduși ca să-și pună proiectele. Și, repet, foarte mulți oameni s-au îndreptat către acest voluntariat. Foarte interesant. Eu am rămas stupefiat. Eu când am auzit asta acum vreo 4-5 ani cu voluntariatul, nu mi s-a părut. Am zis că, mă, oamenii ori au foarte mult timp liber, ori au foarte mulți bani, ori... Ei, nu. Oamenii vor din alt motiv pe care eu acum îl văd. Și care este asta? Motivul? Când bucuria muncești de alături de prieteni, nu mai simți că muncești, nu mai simți nicio greutate. Bucuria implicării. Implicare și... Și dăruire, mai ales. Și dăruire, exact. Și a face și celuilalt o bucurie în acest sens. O zi, domnule, nu știți câtă bucurie mi-aduce mie acest voluntariat. V-am mai vorbit ieri despre un domn care la 72 de ani este implicat și faptul ăsta ce că mă ține viu. Puțină publicitate, să ne mai tragem sufletul și invitatele noastre să-și mai reculeagă puțin energia și ne întoarcem în câteva momente. Așadar, un proiect interesant, aflat la a treia ediție, Tânărul din Petrodava, 500 de elevi, așa, care vor veni la Piatra Neamț, vor petrece, vor învăța, se vor distra altfel, așa cum ne dorim noi, de fapt, cu toții. Publicitate și revenim.